Așadar, România este din acest punct de vedere plină de locuri unde se întâmplă minuni și pe multe dintre ele le-ați văzut la emisiune, însă în această seară o să vorbim aplicat pe câteva dintre ele. Bună seara, Silviu, bine ai revenit! Bună seara, să știi că și eu la etajul, la nivelul 3 al acestei clădiri, n-am urcat pe scări. Am plutit așa ușor, până a venit colegul să mă ia de la ușor. Da, eu n-am reușit să plutesc niciodată, de altfel se și vede. Cu ce începem? Eu îți propun să începem cu rugăciunea prin care Sfinții Călugării devin invizibili. Este o poveste foarte interesantă, o parte dintre... Da, e o poveste care se leagă de fenomenul numit isihazm, care este practic inaugurat la Muntele Athos de Grigorie Palamas, dar care în țările române a avut o dezvoltare impresionantă, cu niște personaje fantastice care au fost grupate în jurul acestui fenomen. Mă refer aici la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, la Paisie Velicicovski și la alte personaje, ajungând până înspre noi, spre Arsenie Boca. Lucruri foarte interesante. Fiindcă ce înseamnă isihazm? Practic, isihazm este o anumită disciplină interioară a monahilor, care se petrece în urma unor sesiuni de rugăciune prelungite, dar de rugăciune sinceră. Ce înseamnă rugăciune sinceră și rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, cum se mai spune? Nu e suficient să rostești această scurtă rugăciune, care e foarte, doar câteva cuvinte. Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul tău. Așa, da. Nu e suficient doar să enunți această idee, trebuie să și crezi în ea. Și în momentul în care crezi în ea și te dedici acestei misiuni, se vor întâmpla lucruri minunate, se vor întâmpla minuni. Exact acele minuni despre care vorbim pe aceste pământuri, de la mucenicii de la Niculițel și Sfântul Nicodim de la Tismana până la întâmplările, repet, cu Arsenie Boca. Și Nil Dorobanțu, Silviu, care tot așa se spune că levita, sunt oameni care l-au cunoscut și care trăiesc și care spun că... Acest stadiu de dezvoltare spirituală se atinge foarte greu. Adică nu e suficient să-ți dorești lucrul ăsta. Trebuie să existe pe de o parte o predestinare pentru satisfacerea cerințelor intrinseci rugăciunii inimii. Trebuie să existe o concentrare fantastică, trebuie să existe sacrificiu, trebuie să existe devotament, trebuie să existe o renunțare a omului de carne și oase în favoarea celui spiritual. Și asta au făcut prelații noștri dintotdeauna, au făcut sihaștri, faimosul caz, da. Daniel Sihastru, nu e doar o vorbă aruncată în vânt. Sunt oameni care pur și simplu s-au dus să locuiască în solitudine, în mijlocul pădurii sau în vârful unei stânci, sau foarte recent avem cazul unui dintre cei mai recenți sfinți români, Sfântul Ioan Iacob Românul Hozevitul, nu? Care s-a dus în anii 30 să se reculeagă în pustie, dar chiar în pustia biblică, în deșertul Iordanului. Deci, iată, oameni, te întreb cum au putut ei rezista în aceste condiții atroce. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul practic nu mânca aproape nimic, mânca un pozmac pe zi pe care îl primea, bea puțină apă și cam atât. Asta s-a întâmplat zeci de ani. Cum au rezistat ei? Ce le-a dat puterea asta interioară? Rugăciunea, presupun. Rugăciunea inimii. Și credința. Rugăciunea asumată plenar, intrinsec ființei umane. Practică, el transcende, monacul care crede în rugăciunea inimii și o practică, transcende stadiul strict uman. Și aici, de aici încolo, încep legendele și legenda cea mai puternică este cea a lui Nicodim de la Tismana. E adevărat, greu de verificat azi în multe din aspectele ei, dar cu elemente fascinante și cu elemente care te pun pe gânduri. Cum a fost posibil ca un simplu călugăr să convertească de la catolicism la ortodoxie un rege al Ungariei? Mă refer Eu nu știu povestea, știi Sigismund de Luxemburg. Nu știu, te rog pe tine să o spui. Da, Sigismund de Luxemburg avea o fată, se pare epileptică, în orice caz se spunea în epocă posedată, și Sfântul Nicodim a vindecat-o prin rugăciune. Și Sigismund a promis, dacă tu îmi vei face bine fata, eu trec la ortodoxie, fiindcă aceasta este credința cea dreaptă. Dar asta, cum să spun, n-a fost o picătură într-un ocean al credinței. A fost o confirmare a unui șir de minuni pe care Nicodim de la Tismana, un personaj extraordinar, și e de remarcat
că în egală măsură au fost călugări români care au făcut muncă de misionari în alte locuri, dar și călugări de alte etnii care au făcut opera aceasta, au dus la bun sfârșit opera aceasta pe teritoriul țărilor române. Iar Nicodim de la Tismana practic nu era român, se zvonește cum că un bunic de-a lui ar fi fost probabil Cuțovlah, adică un armân din peninsula balcanică, lucrurile nu-s dovedite, probabil adevărul undeva la mijloc, Nicodim era parțial vlah de la sudul Dunării, parțial slav și parțial albanez. E foarte greu de decelat proporțiile aici. Cert, nu se știe clar nici în momentul de față unde s-a născut. Cei mai mulți înclină că undeva prin Macedonia, alții spun că prin Kosovo. E complicată. Practic tot ceea ce se întâmpla și ce se întâmplă în continuare în spațiul acesta balcanic nu permite delimitări stricte. Da, nici de nație, acolo, nici de confesiune, da, nici de nimic. De nimic. Era un om al acestor locuri, dar care a simțit această chemare după ce a fost la Muntele Athos, se pare un stagiu obligatoriu pentru călugurii care ajung să facă minuni, să ducă cuvântul Domnului și să îngrijească opera Domnului dincolo de Dunăre, în țara românească. Și e interesant cum a ajuns el dincolo de Dunăre. Podul lui Apolodor din Damasc nu mai exista. Legenda spune că a ajuns plutind pe rasa sa călugărească. Rasa înfiind haina aceea haina simplă, a pus-o neagră pe apă și a plutit peste ea. Da, se pare că așa a levitat deasupra Dunării Nicodim de la Tismana, viitorul sfânt. Dar care întâi, înainte de a fi Nicodim de la Tismana, a fost Nicodim de la Vodița. El a întemeiat o altă mănăstire inițial, dar fiindcă această mănăstire din zona Pănoare avea dezavantajul că se afla practic pe câmpul de luptă, fiindcă atunci zona aceasta dintre Banat și Oltenia a fost disputată de toate imperiile locale și s-a schimbat permanent forma de jurisdicție acolo. A fost când a domnilor români, când a sârbilor, când a țarilor Vlaho-Bulgarie și așa mai departe. Și atunci, pentru ca această opera sa de a predica cuvântul Domnului aici să aibă o altă consistență și o altă continuitate, a simțit nevoia să aleagă un alt loc. Și a găsit acest loc izolat inițial de la Tismana, undeva prin fundăturile gorjului, dacă mă pot exprima așa, un loc protejat unde invadatorii nu prea aveau cum să ajungă și lucru important, fiindcă să ne reamintim doar marea invazie tătară, mongolă, de la 1241, care ce au făcut atunci tătarii? În primul rând au ars mănăstirile. Au dat foc la toate locașele. Și la locașele mici și nu numai la alea mari. Atunci, tot îți dai seama că era nevoie să găsească o poziție din aceasta strategică, în care natura să conspire cu divinitatea pentru a asigura protecția cuvântului divin. Și el a avut această revelație la Tismana, a ctitorit Tismana, o mănăstire cu... Superbă mănăstire, ai fost. Mănăstire superbă, ceea ce vedem noi azi acolo nu prea mai are legătură cu ce a făcut Nicodim, fiindcă o mulțime de domni pământeni au contribuit și au refăcut, i-a ars biserica mănăstirii de câteva ori, au reclădit-o, au împodobit-o, au făcut donații. S-a întâmplat în fel și chip. Până și George Coșbuc a făcut o donație acolo în memoria fiului său pierdut. Deci, dar s-a păstrat ideea. S-a păstrat această idee, această, cum să spun eu, verigă care nu piere niciodată din lanțul credinței și prima verigă a pus-o chiar Nicodim. Ei, la un moment dat Nicodim a devenit și sfetnic domnesc, fiindcă era această cutumă în epocă, mai toți domnii pământeni din țările române au avut drept principal sfetnic pe întâiul stătător al bisericii. Să ne gândim doar la Daniel Sihastru și Ștefan cel Mare. Exact. Dar nu numai, să ne gândim la Dosoftei, să ne gândim la o mulțime de alți prelați care au avut acest rol și care și-au impus mesajele pe agenda de lucru a domnitorilor. Ei, el a fost și sfătuitor domnesc și în această calitate el a mediat și înțelegerile cu vecinii noștri maghiari, cu Sigismund de Luxemburg și cu ceilalți, dar nu numai cu Sigismund de Luxemburg, și chiar ca să dea o anumită greutate
acestor înțelegeri politice, fiindcă erau practică de strategie, da, clar, în primul rând, și atunci, așa, și acum, performa minuni, așa, din când în când, ca să le dea de gândit celor care veneau aici foarte trufași, cu gânduri, cu aere de superioritate, și se întâmpla ca la masă să transforme, să preschimbe friptura de purcel banală în friptură de păstrăv, nu? Aliment nobil, și să ne gândim la semnificația peștelui, peștel, nu? Da, ichthos în creștinism. Altădată a pășit pe tăciunii aprinși, ca un veritabil șaman, uh-huh, pur și simplu, și există mai multe surse care consemnează această minune, și explicația ar fi tot acea rugăciune a inimii, toată acea practică isihastă, înverșunată, i-aș putea spune, care te duce dincolo de contingent, te duce dincolo de lumea reală și de limitele pe care un om obișnuit, nu? Noi, dacă am încercat acest lucru, ne-am arde pe tălpi îngrozitor și poate ni s-a și întâmplat pe litoral de câteva ori. Ei bine, el nu simțea acest lucru, nu simțea focul, așa, el însuși se preschimba în focul credinței. Deci acesta a fost Nicodim de la Tismana, care la finalul carierei sale ecleziastice a ajuns la Prislop, nu? Alt, da, loc cu reverberații în istoria asta, care ne trimite iarăși la Arsenie Boca, dar el nu a fost singurul călugăr, monah, înainte stătător al Bisericii Naționale, care a făcut asemenea minuni, care a performat în registrul acesta, pe care noi astăzi suntem tentați să-l luăm așa, cu un, da, un zâmbet, de râdere, cu un, da, la colțul gurii, așa, un pic de subînțeles. Băi, totuși, astea sunt filme de pe Netflix. Nu, se pare că nu e chiar așa. Se pare că se întâmplă lucruri extraordinare atunci când credința este foarte intensă. Și aici este exemplu celebru cu banul Craiovei, Mihai. Da. Mult înainte să fie domn al țării românești și după aceea să se încoroneze peste toate cele trei entități statale cu români, care a fost bănuit de domnul de atunci în funcție al țării că întreprinde oarece manevre ciudate pe la Stambul împreună cu unchiul său, Ian Epiriotul, că vrea să-l schimbe din funcție, lucru care ne aduc practic în contemporaneitatea strictă, exact, vedem în jurul nostru, da, că se întâmplă asemenea lucruri. Și a fost condamnat la moarte, fiindcă atunci nu existau menajamente față de această culpă. Și el a cerut totuși, Mihai, a cerut permisiunea să se reculeagă înaintea execuției. Undeva pe la piața Sfântul Gheorghe trebuia să aibă loc execuția. Și s-a dus la actuala mănăstire Mihai Vodă, s-a rugat în liniște, atunci nu știu dacă a practicat rugăciunea inimii, în orice caz s-a rugat foarte sincer și sufletul său, personaj controversat, Mihai Viteazul din toate punctele de, da, vedere, dar un om foarte puternic, ca tărie mentală mă refer, deci s-a rugat foarte intens. După aceea s-a dus, practic s-a descătușat, s-a dus în fața gâdelui, care trebuia să-i reteze capul cu barda, și l-a privit drept în ochi pe acesta. Asta ca urmare a efectelor rugăciunii din biserică, din biserica mănăstirii, actualmente Mihai Vodă. Și l-a privit atât de pătrunzător și se pare că privirea sa era încărcată de atâta credință, încât gâdele a aruncat disperat arma cu care trebuia să-i reteze capul și a spus: eu nu pot să-l omor pe acest om. A fost considerată o minune, a fost grațiat și ce a urmat după aceea știm cu toții. Dar există la originea acestei întâmplări, pe care de pildă Nicolae Iorga o contestă, există totuși multe relatări din epocă și există această incidență a umanului cu religiosul în biserica unei mănăstiri. Poate nu e întâmplător nici de data aceasta. Da. Și tot așa, v-am spus, cum spuneam până la Arsenie Boca. O să vreau să te rog să vorbim puțin despre puterea moaștelor sacre din lăcașurile de cult din România, pentru că sunt foarte multe moaște și oamenii merg, cunosc puterea acestor moaște. Sigur, există unii care râd, mă rog, să fie la ei. Există contestare, există considerentul autosugestiei. Exact, corect. Dar chiar dacă ar fi vorba numai de autosugestie, tot ar fi bine. Dacă
acest sentiment te face să fii profund, mai bun, mai te uman, face să fii mai bun. Și poate că mai asta se regăsește și exact. În sănătatea noastră interioară, se regăsește și în sănătatea exterioară și poate că nu e iarăși nimic întâmplător. Dar există o cutumă a creștinismului că toate locașurile de cult ar trebui să aibă un element din acesta... O cutiuță cu moaște. Cum... Da, cum i-am zice noi cu un cuvânt vulgar, por bonheur. Uh-huh. Nu? Și la un moment dat s-a făcut și un inventar al moaștelor din România. S-a ajuns la o cifră impresionantă, e vorba de mii de asemenea relicve de odoare sacre. Uh-huh. Unele controversate, fiindcă ține minte că în Evul Mediu și mult după aceea s-a făcut un intens comerț cu false relicve. E greu acum de decelat între relicvele autentice și moaștele de contrabandă contrafăcute, fiindcă toate sunt din aceeași epocă, deci practic alte elemente nu prea da, și nici găse. Nu știu că știm, există... Există controverse, există moaște ale unor sfinți care se regăsesc în România, dar și în Occident, și există biserici importante din Italia care contestă moaștele din București. Există controverse între noi și biserica greacă, există controverse între noi și biserica rusă, fiindcă au circulat în toată zona aceasta și, practic, moaștele cele mai celebre din România sunt două. Sfântul Dimitrie și Sfânta Parascheva. Adică patronii spirituale ai Bucureștilor și Iașilor. Și ai, da, ai Munteniei și ai Țării Moldovei. Și foarte interesant este că moaștele Sfintei Parascheva au ajuns în România pe o cale foarte ciudată. Adică ciudată ni se pare nouă azi, dar în epocă era foarte uzuală, aș putea spune. Deci, pe vremea aceea în Moldova era domnul Vasile Lupu, nu? Un albanez, Coci era numele său real. Lupu și-a luat el în, și-a luat el ca un fel de supranume, iar Vasile, nici Vasile nu era numele, prenumele său real, în amintirea bazileilor de la Constantinopol, inducând așa cumva pieziș ideea unei ascendențe regale bizantine. Nu era cazul, da. Dar el era un om foarte bogat, un om un extraordinar întreprinzător. Și a fost și bun domnitor, să știi. Foarte, foarte bogat. Da. Foarte bogat și și-a permis la un moment dat să plătească datoriile Patriarhiei de la Constantinopole. Iar atunci Patriarhul, în afară de faptul că a făcut câteva numiri, inclusiv la Constantinopole, la sfatul lui Vasile Lupu, l-a răsplătit cu moaștele Sfintei Parascheva. Și... au fost cele două femei extraordinare în viața lui Vasile Lupu. Sfânta Parascheva, aici mi se ierte blasfemia, și frumoasa cercheză pe care și-a pețit-o de nevastă spre sfârșitul vieții. Amândouă ajunse pe căi ocolite în România, dar instalate aici și scriind practic istorie. Sigur, despre Ecaterina Cercheza n-are rost să vorbim în acest context, dar Sfânta Parascheva și-a dovedit autenticitatea forța de relicvă sacră atunci când, de exemplu, la sfârșitul secolului XIX, trei ierarhii din Iași au ars. Și nu numai atunci, când a fost scoasă pe străzi, în timpul Ciumei lui Caragea, când au fost secete mari. Asta e o practică curentă. Întotdeauna, înainte stătătorul bisericii vine cu moaștele sfinte în ocazii de acest gen și rezolvă anumite probleme. Așa. Dacă vrei, trecând în registrul ludic cotidian, cam același rol pe care l-aveau paparudele. Da, da, cumva. Deși pentru noi azi paparude e un termen peiorativ, atunci era un termen sacru. Uh-huh. Deci Sfânta Parascheva chiar a făcut minuni la Iași, în Moldova, în întreaga România, este practic patroana spirituală a Iașilor. A ortodoxiei românești. Da, corect. Așa? Tot așa cum Sfântul Dimitrie la București continuă să facă minuni, moaștele sale, sunt citate anual cazuri și se pare că unele nu pot fi contestate, nici măcar din perspectivă strict medicală. Mai avem mâna Sfântului Ciprian. O să vadă telespectatorii că am un material despre moaștele importante din București. Da. Și mâna Sfântului Ciprian este autentică. E foarte greu de spus, repet, ce este autentic.
Dar faptul că aceste relicve au stat secole de-a rândul în lăcașuri sfinte, au fost însuflețite de credință, și de acțiunea prelaților, dar și de acțiunea credincioșilor de rând. Practic, ele au fost investite cu o valoare simbolică, încât, practic, nici nu știu cât de mult mai contează acum, stricto sensu, dacă ele sunt, cum să spun eu, falangele unui sfânt autentic de acum două milenii, sau sunt alte elemente din epoca respectivă. Ele funcționează ca atare. Nu e clar dacă genetic, din punct de vedere strict al ADN-ului, ele provin de la sfântul respectiv, dar au fost investite cu această putere magică și funcționează în continuare și fac minuni. Iar în București, practic, nu există, cred, biserică sau mănăstire importantă care să n-aibă un întreg patrimoniu de moaște. Și se pare că lucrul ăsta se întâmplă când nu te aștepți. Există oameni care își regăsesc credința la biserică în preajma acestor relicve. Unii se vindecă acolo prin puterea credinței? Da, puterea credinței care acționează într-un mod greu de definit, dar acționează. Acționează, da. Ăsta e lucru important, că dincolo de ceea ce noi, să zicem, necredincioșii contestăm, efectele se văd. Totuși, îți trebuie o explicație, nu? De unde e explicația asta? Dacă nu găsești pe cale logică, argumentativă, silogistică, de ce să nu acceptăm pe cea religioasă? Fiindcă ăsta e primul pas spre beatificare. Vorbeam într-o emisiunile precedente de sfinții români. Una dintre condițiile pentru a fi acceptat ca sfânt este să se producă și să se certifice niște minuni. Da, aceste minuni sunt certificate de o parte de o comisie medicală și asta e o chestie foarte interesantă la catolici, adică o comisie medicală formată din medici pe mai multe specialități, plus mărturiile celor